Melinda în Sfântul, unde este piața. Ce pachetel frumos avem? Da. Cu langoș. 15 lei langoșul. Din ziare. Se oferă și chitanță. Sunt foarte ok. Oamenii se face pe loc. Și ajungem la mașină și vă facem testul. Gata, am ajuns în mașină. Sorin deja s-a apucat. 15 lei langoșul. Melinda îi spune. V-am arătat. Este în drum spre piață la Sfântul Gheorghe. Și arată... Sunt făcute pe loc. Zi. Mm. Yeah? Puteam ajuns la... E moale. Bun. E bună. Hai, bun. Nu mai trebuie să fac eu langoș, că muream de poftă. Melinda. Foarte mișto. Oamenii super ok. Îți dă chitanță. Îmi place și partea de ambalaj. Da, e interesantă. E foarte interesantă. E chiar bun. Asta e că nu aveau trafic, dar e ok. Aia e că nu aveau. Ți-o fac atunci și... Noi am stat un pic după ea pentru că, într-adevăr, cum zicea Sorin, nu... N-avea trafic. N-avea trafic, dar e păcat. E timp aici, dracu. Da, dar e bună. Mai bună. E și dulceagă așa mișto. E faină. Dacă ajungeți în Sfântul, Melinda, Chirtoșcolac, sau căutați piață Sfântul și vă aduce, sau Mercur, că noi suntem parcați lângă Mercur. MRKUR. Chiar merită. Chiar mișto. Mie-mi place. Nu știu. Bună. Foarte mișto. Adică nu strică. Și ce mai aveau? Chirtoșcolac. Ui. Gogoși la 2 lei. Chirtoșcolac era 20 și 30 de lei în funcție de mărime, bineînțeles. Și langoș. Langoș cu varză, langoș cu șuncă, langoș simplă sau langoș, cum am luat noi, fântână, cașcaval și usturoi. Bine, usturoi nu se simte atât de mult. Nu. Dar vezi că scurge pe parte. De alta, da. Arată dubios. Așa. Și... Toate la 15 lei, ceea ce mi s-a părut interesant. Cu varză. Am zis că trebuie să testăm. Da. Așa. Așa că, dacă treceți prin Sfântul, opriți aici, că... Că e ok. No, cam atâta. Mulțumim, Melinda. Bye. Cei de la Melinda. Bye!